Senatorul USR Mihai Goțiu va merge în această dimineață la Institutul de Medicină Legală pentru a scoate actele doveditoare. După ce a fost lovit cu pumnii și picioarele de către Mirel Palada, a fost purtător de cuvânt al guvernului Ponta. Apoi, am înțeles, va merge la poliție pentru a depune plângere. Ultimele informații legate de acest caz vin de la colega noastră Alina Sorocean. Alina, bună dimineața! Mihai Goțiu va ajunge într-un moment în altul aici la Institutul de Medicină Legală. Va veni cu analizele pe care le-a făcut aseară la un spital din apropierea Institutului de Medicină Legală. Asta pentru că spunea dumnealui că în momentul în care a ajuns la IML, instituția era închisă și s-a deplasat la spital pentru a obține un certificat constatator, astfel încât astăzi să vină cu aceste analize și cu certificatul aici la IML. După acest moment va merge și la poliție pentru a depune o plângere penală, iar tot în cursul zilei de astăzi se va întruni și cu parlamentarii USR, cei care de altfel au transmis încă de aseară un mesaj pe Facebook și spuneau că resping un asemenea comportament venit din partea unei persoane publice, mai ales este un eveniment, o întâmplare de neacceptat. Am văzut reacții care au venit și din partea liderului PMP, fostul președinte Traian Băsescu, cel care menționa că este Mirel Palada, un individ, citesc, cu comportament de derbede ordinar. Vom vedea așadar ce se va întâmpla și ce se va întâmpla mai departe după ce va fi depusă această plângere penală, ce măsuri vor lua autoritățile față de Mirel Palada. Un individ cu comportament de derbede ordinar pe numele lui Mirel Palada a găsit de cuviință să-și acopere handicapul intelectual în dezbaterea cu senatorul Mihai Goțiu, lovindu-l cu pumnii și picioarele în pauza emisiunii Nadiei Ciurlin, moderatoare la B1 TV. Nu voi mai participa la nicio emisiune a vreunei televiziuni care din acest moment îl va mai invita pe Mirel Palada în platourile sale. Băgați mare Gâdea, Badea, Zamfir și restul clicii de la Antena 3 și luați-l cu voi și pe Codrin Ștefănescu să vă mângâie intelectul alături de Palada, că sunteți toți de aceeași teapă și nivel de inteligență. Este reacția dură a fostului președinte Traian Băsescu după ce vestea pumnilor încasați de Mihai Goțiu a făcut în conjurul internetului și nu a fost singurul. Fostul ministru Luca Prun a avut de asemenea o reacție acidă. Nu am văzut emisiunea în care Mirel Palada a recurs la violență fizică împotriva unui adversar politic. Nu contează ce a declanșat furia lui Palada. Dacă PSD sau aripa sa dizidentă nu îl sancționează urgent prin eliberarea din orice calitate în partid și orice slujbă plătită din bani publici, își asumă golănia, caracterul suburban, grobianismul și disprețul lui Palada împotriva cetățenilor pe care domnul Mihai Goțiu îi reprezintă. De fapt, împotriva tuturor cetățenilor români care merită altceva în reprezentarea politică. Au existat însă și reacții, să le spunem, surprinzătoare. L-a caftit Palada pe Goțiu. Ia un an mufă de i-a dat borșul. Mirele, în toate zilele călduroase de acum în veac, ai câte o bere rece de la mine. În alte platouri de televiziune, gestul lui Mirel Palada a fost chiar aplaudat. Moderatorii împreună cu invitaților au râs de întreaga situație, însă au fost aspru criticați de internauți. Concluzia o dă Cristi Danileț, care aduce legea într-o discuție din care lipsește pe alocuri bunul simț. Lovirea sau alte violențe, lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Da, și o reacție recentă a domnului Goțiu la ceea ce s-a întâmplat aseară aici în platoul B1 TV. O reacție venită pe o rețea de socializare. Aseară, târziu, în noapte, mi-au dat lacrimile, nu de la lovitura de pumn a lui Mirel Palada, ci de la zecile și sutele de mesaje de solidaritate primite pe Facebook, SMS, WhatsApp, până mi s-a descărcat telefonul. Mai spun acesta, tuturor vă mulțumesc acum și îmi cer scuze că din motive de timp nu voi reuși să o fac în mod direct personal. Vă asigur că voi continua să lupt împotriva abuzurilor de orice fel, inclusiv împotriva huliganismului politic, însă exclusiv prin mijloace legale, la fel cum am făcut-o și ieri de la pupitrul plenului reunit al celor două camere ale Parlamentului. Îi voi reprezenta atât pe cei care mi-au acordat încrederea, cât și pe cei la cărora încredere nu am reușit să o câștig. De asemenea, continuă acesta, dacă m-a durut cu adevărat ceva azi noapte, a fost mărturisirea medicului de la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan, care m-a consultat că se gândește serios să plece din România. Cu buza spartă de un fost purtător al guvernului, nu aveam argumente pentru a-l face să se răzgândească și nici nu cred că aș fi fost credibil în acest moment. Voi face însă tot ce ține de mine și sunt convins că același lucru îl vor face și colegii mei din USR, să schimb și să schimbăm lucrurile în țara asta.
Cu sprijinul colegilor mei și mai ales cu sprijinul vostru vom reuși, mai spune senatorul. Avalanșa mesajelor de solidaritate mi-a demonstrat că nu suntem deloc puțini. Nu voi ceda în fața niciunei amenințări, ori intimidări verbale sau fizice, nici forța lui Mirel Palada și nici măcar toată forța reunită a tuturor huliganilor și penalilor din politica românească nu se pot compara cu cea pe care mi-ați transmis-o în lungile ore ale acestei nopți și dimineți. Vă mulțumesc, mai spune senatorul Goțiu.